Marius Șumudică este îngrijorat de ce se întâmplă la Naționala României. Pentru antrenorul Astrei, este alarmant faptul că staful naționalei a dat drumul la 10 jucători să plece înaintea amicalului cu Rusia. Și îi se pare jalnic că niciun fotbalist din lot nu-și asumă tricoul cu numărul 10 la testul cu rușii. Cine vrea pleacă acasă acum. Este incredibil. Aș fi vrut să mi-l dea și mie pe Săpunaru, pe Silviu Lung, să mi-l lase acasă, să se pregătească. Acum cine vrea, că i-a copt o unghie, că-l doare colțul și nu și-a făcut pedicura, pleacă acasă. Câte 7, 8, 10 jucători, nu mai există spirit de sacrificiu. Cearta dintre președintele Federației Răzvan Burleanu și cel al Iașului Florin Prunea este copilărească în opinia lui Lovin. Jucătorul consideră că toți cei care au distrus fotbalul românesc ar trebui să ajute cu adevărat și să lase deoparte răzbunările și interesele personale. Toți acei oameni care îi critică acum au fost în fotbalul românesc, au distrus fotbalul românesc și acum începe să ia pe acești oameni la țintă. Este anormal ceea ce se întâmplă. Astra pregătește la Ploiești meciul din Cupa Ligii cu Dinamo. Fotbaliștii lui Șumudică spun că vor să câștige acest trofeu, deoarece oferă premii mari. Denis Alibec și-a arătat clasa, dar a și fost șicanat de colegii săi. Arde! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 78, 89, 90, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 78, 89, 90, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 78, 89, 90, 81, 82, 83, 84, 85